Salutare tuturor, bine ai venit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. După cum bine ai văzut în titlu sau în thumbnail, mi-am luat laptop. Bun, de fiecare dată când îmi cumpăr ceva interesant și care merită prezentat pentru voi, urmăritorii mei, cu siguranță îi vom face un unboxing și un review. De fiecare dată când îmi cumpăr ceva nou, mă uit ore în șir, zile, poate chiar săptămâni până să-l achiziționez. De ce? Pentru că vreau să iau cea mai bună alegere ca și calitate-preț. Deci încerc oarecum să le îmbin. Înainte de a deschide cutia asta care abia mi-a ajuns și nu am desfăcut-o absolut deloc, nici măcar chestia asta deasupra, probabil în interior vom găsi o cutie, cel puțin sper să nu găsesc un laptop așa pe o parte. Acum două săptămâni, în clipul ăsta care ți-l recomand aici în partea de sus a ecranului, v-am promis o reducere de 50%. Bine, nu eu, proprietarul atelierului de foliere. V-a promis o reducere de 50%, așa că săptămâna trecută am dat telefoane de m-a spart. Dar degeaba vorbim, hai să-ți spun pe ecran exact cât de greu, de fapt cât de greu. Cel puțin cum am dat și de cine am dat pentru a-i oferi reducere. Nu știu dacă ai reușit să vezi vlogul cu folii de la TRS. Ai linkul în descriere dacă vrei să vezi vlogul. Acolo proprietarul atelierului de foliere a dat o reducere de 50% spre abonații mei. Eu m-am gândit, pentru abonații tăi, să facem o reducere de 50% la unul din servicii. Apăsați butonul ăla de abonare, că trebuie să fiți neapărat abonați, dați și un like și cu siguranță unul dintre voi va primi reducerea care Alex o oferă. Voi alege aleatoriu la fix o săptămână după ce voi posta clipul. Din păcate, nu am mai făcut giveaway-uri, nu știam exact cum procedăm, așa că am început să fac random pe abonați, cădeau de la București, de la Cluj, nimeni nu vine pentru 50% reducere de la București până la Botoșani să-și pună folii. Așa că m-am uitat în comentarii și cei care au comentat tot timpul, au dat like-uri, sunt abonați și i-am găsit și pe Instagram sau pe Facebook, le-am propus să vină să folieze. Deci oarecum am căutat câștigătorul, nu l-am ales întâmplător. Pentru asta, săptămâna viitoare, la primul vlog postat, deci de astăzi într-o săptămână voi posta un alt vlog. La vlogul ăla, dacă în primele 30 de minute vei comenta și vei da like clipului și vei fi și abonat cu comentariu cu vreau foliere, îți voi face eu reducere de 50%. Deci primii 3 care dau primele comentarii cu vreau foliere și îmi scriu pe Instagram sau pe Facebook, cu siguranță vor primi reducerea de 50%. Da, bro. Salutare, Gabi! Salut! Ai câștigat reducerea de 50% pentru foliere auto. Vreau să te întreb dacă ești de acord să vii să-ți foliezi mașina. O, ce vezi ca lumea. Da, clar, categoric o să vii să foliez mașina. Ținând cont că 50% reduceri, absolut. Super, îți mulțumesc că ești atât de activ pe canalul meu de YouTube, că dai like-uri tot timpul. Îți mulțumesc pentru tot și îți voi lăsa data când ești programat la foliere. Ok. Bine, te pup, pa! Da, ai văzut? A fost super mega complicat să dau premiul ăla. A, din greșeli învățăm, în viitor cu siguranță vom ști. Am luat un pix. Oh, vreau să folosesc chestii prea periculoase în vlog. Bă, dar nu mai am răbdare, ești nebun. Abia aștept să văd cum arată, cum se simte, cum are designul. Ia să vedem se poate cu pixul ăsta. Yes! Deci satisfacție maximă să deschid cutii. Zici că sunt un copil de Crăciun. De Crăciun, cel mai bun. Bă, sincer, mă așteptam la o cutie neagră cu ceva gaming pe ea, totuși un laptop de gaming. Nu scrie prea multe, decât că e de la prietenii noștri, de la Altex. Tot timpul cumpăr de la ei, de ce? Când cumperi online, îți rămâne garanția acolo, nu pierzi bonul, nu se șterge, nu se... Deci e mai simplu să-ți păstrezi garanția. A, cutie urâtă, bună cutie urâtă 2. Mă, măcar aici scrie Asus pe chestia asta. Deci măcar scrie Asus pe chestia asta de aici. Uite, dacă poți să vii un pic. De exemplu, cutia are, mă, totuși semnul de la Asus TUF Gaming. Măcar atât. Și scrie frumos și aici. Da.
Și vrei să spun secretul de ce era așa urâtă pe față? Cristi, ești curios? Uite. Pentru că o aveam pusă cu spatele. De asta când am deschis era cutie goală. Cam așa ar trebui să arate o cutie de gaming. Am zis, mă, măcar ceva desenat pe ea. Ceva să scrie, să... Asus, TAF. Ok, bun. TAF Dash of F15, ăsta e modelul. Nu mă pricep, nu sunt cel mai mare gamer din lume. Intel Inside. Ok, să vedem ce găsim aici. O hârtiuță, servicii. Reclamă. Reclamă, manual. User card. Oricum nu știu nici măcar să instalez Windows-ul. Că probabil o să mă ajute Cristi dacă vrea. Nu sunt cel mai început în chestiile astea, dar câteva informații și o experiență de unboxing chiar aș putea să-ți dau. Mamă, 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 mamă. Hai să vedem ce mai este în cutie, ne uităm acum și la laptop. Îl punem aici, ok. Wow, ce frumos sunt compartimentate aici, în primul loc n-am găsit nimic. Bă, sunt interesante cutiile astea, primul locaș, nimic. Știi ce au făcut? Mm. Au făcut ca la iPhone și ca la Samsung, nu mai pun încărcător. Al doilea nimic? Îl cumperi separat. Nu cred. Nu cred. Aici nimic. Dar primești cutie. Hei, și un încărcător. Auzi, dar probabil în altă țară oare... Poate suntem noi în România mai fraieri și nu ne trimit nimic. Totuși are un loc aici, ar putea să aibă ceva. Mai sunt două locuri aici. E posibil să fie, știi că au variante. Deci e F15, dar poate să fie varianta X, Y, Z, mă rog. F15D, F15B, F15 și să aibă totuși... Bă, asta e șmecher. Zici că e hard. Da, zici că e hard. Asta care îl conectezi în laptop și... Clar, pentru a băga în priză. Deci ăsta e încărcătorul și e super tare că e mic. Deci nu ai încărcătoarele alea imense, pentru că laptopul ăsta e să vezi imediat când vorbim de specificații. Când vorbim despre specificații, să vezi că e forță. Așa e, Cristi? Am dreptate? N-am stat degeaba două săptămâni și am comparat toate laptopurile de pe piață. Dar nu m-ai întrebat. Aia am fost secretos, m-am uitat la... Toți aia prin America, la nebunii aia, să văd exact care e mai bun. N-ai fi avut bază. Acum, știi, chestia interesantă, tot am aruncat cutii pe aici. Ca oare în cutia asta mai este ceva? Ok, bun. Avem încărcătorul. Adaptorul ăsta care arată cu un hard extern. Ok. Și a venit momentul ăla mult așteptat de mine, nu știu dacă de voi. Am pus cutia invers, doamne. Ok. Nu e un laptop de gaming neapărat, TAF. Deci Asus are și seria ROG. Acolo vorbeam cu Cristi chiar mai înainte. Cristi, tu ce ziceai? Că TAF e mai dur, nu? După nume cel puțin. E un laptop de productivitate, din seria de productivitate. Asta înseamnă că prin un laptop performant poți într-adevăr să joci jocuri, dar nu e din seria lor. Din seria lor declarată de jocuri. Seria lor de declarată de jocuri e ROG. Nu mai răbdare. Băi, ești nebun. Chiar are calitate mișto. Chiar are o calitate mișto. E un gri pe față. Un gri închis. Și un ce negru, scrie pe, un negru scrie? Pe spate. TAF. T-U-F. Are semnul aici în partea de sus. Bun, hai să ne uităm un pic la design. Dă-i drumul la cinematicul ăla.
Înainte de a ne uita împreună să spun ce îmi place și ce nu-mi place la designul acestui laptop, vreau să-ți prezint configurația. Deci vorbim despre un laptop Asus TUF-F15. Cam ciudat numele ăsta. Oricum, TUF, am înțeles diferența față de Asus ROG. Asus ROG are luminițe, are tot felul de chestii. Mai expres pentru gaming, TUF cumva mai forță. De ce punct de vedere? A materialelor. De ce? Se simte rece la atingere, clar metalic. Am văzut pe internet un tip când îi făcea un review, chiar l-a scăpat, l-a ridicat, nu prea avea mare lucru. Bine, n-am curaj să fac experimente de astea cu el. Prețul acestui laptop, cel puțin cât am plătit eu în momentul filmării, este de 8.000 de RON. Plus transport, undeva 8.500 lei. Deci, ca și preț comparativ cu calitatea, eu zic că nu-ți găsești nimic mai bun de atât pe piață. Configurația laptopului. Avem un procesor i7, generația 11, ultima generație de altfel din câte știu în momentul ăsta. Placă video 2 la număr, cel puțin așa am aflat de la Cristi, eu știam doar de una cea importantă, care am pus-o și în thumbnail, Nvidia seria 3000 RTX-urile. Super tare, mi-am căutat să-mi cumpăr pentru calculator, pentru un PC. La desktop, o placă video din seria 3000, Nvidia RTX, pleacă 3060, nici nu prea-l găsești, 3070, care l-are desktop. Nu găsești. Plăci nici de la Nvidia, nici de la... Trăim era minerilor! Da, exact. Tot minează la Bitcoin, la Ethereum, vor să facă bani pe ele. Pur și simplu au nevoie de plăcile astea grafice foarte puternice pentru a putea mina Bitcoin. Nu mă întreba, nu știu ce înseamnă să minez, habar n-am. Știu doar că Bitcoinul a urcat la 50 ceva de mii, cine a cumpărat. Bravo lor! Ok, placă video 3070, care pe... o unitate desktop costă 70, 80, 90 de milioane, 3090, 120 a ajuns, record, crește odată cu Bitcoin-ul, crește, jur. Chestia care nu-mi place la designul ăsta, la laptopul ăsta, este că dacă pui mâina... Știi care e soluția? Deci nu știu care e soluția, dar mă enervează de mor, pentru că eu sunt obsedat de faptul de lăsatul amprentelor. Nu îmi place deloc, nici în mașini. Urăsc, ai văzut la Porsche ăla nou? Uite, apropo, poți să dai click aici dacă vrei să vezi clipul. La Porsche ăla nou ai văzut, totul e făcut cu sticlă. Bam, ai pus degetul, a rămas amprenta, zici că e de la poliție mașina aia. Soluția pentru tine, antizgârieturi și antiamprente, e să-l duci la vopsit cu... Cameleon sau ce? Cu Raptor, da. Da. Aș putea să-l duc la Bogdan la vopsit cu Raptor. Și clipul ăla la în descriere. Ecranul mat, asemenea, uite, de exemplu, în spatele meu, în stânga, poți să arăți, Cristi, dacă vrei. Nu poți să arăți? Nu vrei? În spatele meu, în stânga, am o lampă, da? O lampă pentru a avea mai multă lumină. Pur și simplu, ecranul este negru mat. Ok, bun, revenim la design. Ecranul mat și foarte subțire rama asta, inclusiv laptopul în sine, dacă te uiți, e super... super subțire. Ușor, are 2 kg, 20 de mm grosime. Pe partea stângă, dacă tot am ajuns aici, avem două intrări de USB tip, nu, USB 3.0. Am văzut la Buchnici, ziceau că e învechit intrarea asta, USB, e tot și USB 3.0. Oricum nu sunt învechite, 3.0 e destul de rapid. Mai regăsim unul aici, lângă, în partea stângă a intrării USB 3.0. O intrare Type-C. Cristi, ziceai mai înainte că chestia asta nu doar că îți poți încărca Samsung-ul S21 care l-ai, care o mai are în pachet nici măcar încărcător, are numai un cablu. Ce mai poți să faci cu el? Pot alimenta un monitor? Știi, cumva? E conexiune edbală. Poți să și încarci laptopul de la o baterie externă, poate fi și încărcat un dispozitiv de la laptop, pe lângă transferul clasic de date pe care îl poți face în dublu sens. Am înțeles. O intrare pentru căști, intrare HDMI, pentru internet, alimentarea și aici în partea stângă avem aerisire pentru ventilator, scoate aerul cald în stânga, în dreapta și prin spate, deci 4 volte. Da, se laudă ca urechile foarte bune. Am auzit și că sunetul l-au îmbunătățit foarte mișto. Pe spate vedem pe unde trage aerul, da? În partea de jos, în partea de sus și central. Tastatura foarte mișto la atingere. Dacă vezi, apăs space-ul în partea din dreapta în capăt și se apasă tot butonul, deci nu balansează, ceea ce e foarte important. WASD-ul transparente și probabil și luminate.
Ok, vom vedea imediat și cum funcționează. Îi voi instala un Windows. Mă va ajuta Cristi cu chestia asta. În partea de sus avem niște comenzi rapide pentru volum, pentru a dezactiva microfonul. Nu avem cameră webcam. Nu cred că avea nevoie cineva în ziua de azi. Poți să ții una și să o montezi. Niște striații în stânga și în dreapta tastaturii, cu o formă destul de interesantă. N-ai să folosești niciodată mouse pe ăla. Dacă le-ai de gaming, cu siguranță ai să ai mouse, ai să ai căști, așa că nu te interesează nici măcar sunetul boxelor, care este super bine îmbunătățit. Ce știai despre boxe, Cristi, despre asta mai înainte? Se laudă tot ei. Acum o să vedem dacă se și popă cu ce zic ei. Că au un sunet bun și iarăși au ceva îmbunătățit pe parte de sunet, cred că în convorbiri, dacă folosești că ăștia au ceva inteligență artificială, AI, da, pe partea asta de sunet. Cred că upgrade-ul care l-am făcut acum e ok. Hai să vedem cum pornește, să instalăm Windows-ul, instalăm un joc, știu că nu vrei, dar încercăm și asta să vedem cum funcționează când îl forjăm un pic. Deci cumva la banii ăștia nu ai Windows. Cristi îl doare capul. Ok, bun. Am încercat să instalăm Windows-ul, nu s-a putut din păcate. După cum bine poți vedea, cam așa arată, cel puțin atâta pot să-ți arăt la laptopul ăsta cu ecran deschis, cum arată BIOS-ul. Din păcate nu am reușit să instalăm Windows. O să-l instalez mâine, dar până una alta vreau să mai dau câteva informații despre laptop. 240 Hz ecranul, Thunderbolt. Ce ziceai, Cristi, că înseamnă Thunderbolt? E o conexiune rapidă. O conexiune rapidă la ce mai exact? La schimburi de date? La device-uri care au și ele conexiune. Am înțeles. PD charging. Am înțeles că laptopul ăsta ține nu mai mult, nu mai puțin de 11 ore. Probabil mai mult în standby. Sau te uiți la niște chestii pe Facebook, nu prea... Da, închis ține 11 ore. Închis ecranul și... Da, exact, ține 11 ore. Wi-Fi 6 certified. Adică cumva suportă Wi-Fi-ul ăsta 6. Super tare. Standardul ăsta mai... Rapid. Deci în Wi-Fi 6 știu cât te duce, 300 de mega download, 3, 400, 500 de mega, mai bine, a? Ok, two-way all noise cancellation, la asta e la microfon? Mm-hmm. Asta e AI-ul ăla, intră inteligența artificială. A, ce ziceam noi la început, da. Ok, 3200 MHz, DDR4, 3200 RAM. Îți curios dacă sunt default la 3200 sau trebuie setați. Nu știu, dacă știți, nu ezitați să scrieți în comentarii. Cam asta a fost laptopul. Acum cred că a venit momentul să facem o trecere în viitor, că mâine am să mă joc pe el. Și o să spun pe ecran, în timp ce voi vorbi, niște imagini cu câte frame-uri scoate în diferite jocuri. 2000 years later. Bun, după 100 de încercări de a instala Windows-ul și o grămadă de panică că am zis cu siguranță laptopul este stricat, îți voi spune și de ce am ajuns la Altex să-i fac retur. Cu toate că îl vezi pe masă, clar, a fost o neînțelegere. M-am dus la Altex, în BIOS avea 64, 67, 68, ajungea chiar aproape de 70 de grade procesorul. Am zis clar, dacă eu sunt doar în BIOS și mă pregătesc să instalez Windows-ul, atunci când mă voi juca, va atinge 100 de grade, putem fierbe un nou pe el. Problema nu a fost din cauza procesorului, problema probabil o au toți, cu toții, în BIOS procesorul este făcut să fie foarte cald. La Altex mi-a arătat 10 laptopuri și din seria ROG și de la Alienware, de la cei de la Dell, toate stau în temperatură ridicată în momentul când vrei să instalezi Windows. Dacă vrei să ai un i7, generația 11, exact cum e ăsta, vei avea nevoie de codec pentru procesor. Altfel nu-ți citește SSD-ul, o grămadă de chestii. Astăzi am instalat Windows-ul, voi deschide laptopul și vom intra un pic pe PUBG să-l forjăm, să vedem câte FPS-uri scoate. Să vedem, totul este pe ultra, tocmai ce le-am setat. Vedem la capacitate maximă cum ar putea merge. Ok. Nebuneala, aici am intrat în test. Îți va vedea exact, exact, procesorul vezi că are și în jur de 70 de grade. Wow. Sunetul laptopului e foarte bun, clar îl vei folosi cu niște căști. Placa video și procesorul
Nu se ridică foarte tare în temperatură. Da, e super bine merge. Super vegan, impecabil. Avem în jur de 140 de FPS, ori le atingem cel puțin. Scade orică, în medie 120, 130, 100 de FPS, ori e ok. Exact în momentul când am sărit din avion, 70 de grade. Funcționează 99%, 100%, deci e ok. Na, laptop nou, nu prea ai ce să-i ceri. Procesorul se duce în 60 de grade, o medie, să zicem. Și frame-urile foarte bune, sincer, în jur de 100, e ok. Mai ales că suntem pe ultra, totul pe ultra. Ok, am forjat laptopul ăsta în jumătate de oră cât am avut la dispoziție, cât am putut de tare, merge super bine. Eu sunt mulțumit de FPS-uri, sunt mulțumit de designul laptopului, unul minimalistic, nu foarte multe chestii, deci nu ca la seria ROG, dar rezistente, materiale rezistente. Cel mai mare minus l-am găsit la laptopul ăsta că îți rămân amprentele peste tot pe el unde ai pune mâna, fie că pui aici pe negru, sau pe capacul ăsta gri. Pe scurt, ultima concluzie, laptopul ăsta este cea mai bună variantă ca și preț-calitate. Dacă ești un gamer care nu vrei să te joci tot timpul acasă și mai ai și alte treburi cu laptopul, cum ar fi o editare sau ceva, să știi că laptopul ăsta face față, super subțire, l-ai pus într-un ghiozdan mic și pleci cu el și îți faci treaba oriunde. Asus TUF DASH15F, deci un nume de ăsta greu de pronunțat, cu bune, cu rele, un laptop interesant și cea mai bună variantă ca și calitate-preț. Îți mulțumesc că te-ai uitat la un vlog de-a meu. Nu uita să dai like clipului în caz că ți-a plăcut. Distribuie unui prieten în caz că vrei să vadă și el anumite informații despre un laptop super ok. Și până data viitoare nu uita să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja. Îți mulțumesc! Pa!